Lumea în care trăim este un loc murdar și aici nu mă refer la păcatele omenești, ci la bolile pe care le putem contacta atingând în fiecare zi aceleași obiecte care sunt pline de bacterii, virus și ciuperci. Există o mare probabilitate ca noi să putem fi infectați de către aceștia. Iată cele 10 dintre cele mai murdare lucruri pe care le atingem în fiecare zi. Dacă este pentru prima dată când vizitezi canalul, nu uita să te abonezi pentru a vedea și următoarele postări. Clanțele ușilor. De unde vin toate bacteriile? Ei bine, de la milioanele de mâini care le ating, ușile băilor publice fiind cele mai murdare și infectate. Dacă vă întoarceți acasă, să nu credeți că ați scăpat de pericol. Ar fi indicat ca în fiecare zi să dezinfectăm clanțele și zonele pe care le atingem cu mâinile. Dacă te întorci acasă cu mâinile pline de microbi, pui mâna pe clanța de la intrare și pe celelalte clanțe înainte de a ajunge la baie să te speli cu apă și săpun. Ca atare, dezinfectează mâinile înainte să deschizi ușa de la intrare și dezinfectează clanțele din casă zilnic. Bancomatele. Butoanele bancomatelor sunt atinse de oameni veniți de oriunde. Pe aceste butoane se pot găsi până și microbi proveniți de la resturi de alimente sau bacterii din plante putrezite. Bancomatele sunt la fel de murdare, indiferent dacă sunt amplasate în exterior sau în interior. Însă, cu siguranță, cele amplasate în marile magazine sunt cele mai murdare. Cheia mașinii. Cu siguranță nu te-ai fi așteptat să reprezinte un pericol de infectare. Ei bine, cheia mașinii este plină cu microbi, deoarece o așezăm pe suprafețe care ar putea fi infectate. În plus, o atingem de multe ori pe zi cu mâinile nedezinfectate, în timp ea devenind un adevărat focar de infecție. Portofelul. Tot timpul folosești portofelul când ieși în oraș. Pui mâna pe diverse obiecte, apoi scoți banii sau cardurile, ceea ce îl transformă într-un obiect plin cu microbi proveniți de la mâinile tale. Indicat ar fi să dezinfectăm portofelul în fiecare zi, pentru a omorâ bacteriile și virusii acumulați. Sacoșele și geanta cu care ai fost în oraș. Ele sunt de asemenea obiecte pe care le purtăm cu noi zi de zi. Dacă mâinile sunt contaminate, sigur virusurile au ajuns și pe geantă sau pe sacoșa cu care ai fost la cumpărături. În general, avem tendința de a le așeza și pe alte suprafețe sau să le atingem înainte ca mâinile noastre să fie dezinfectate. Mânerele cărucioarelor din supermarketuri. Acestea sunt de-a dreptul infecte, deoarece zilnic intră în contact cu milioane de mâini care le ating. Gândiți-vă câți oameni merg la cumpărături în fiecare zi și pun mâinile nedezinfectate pe mânerele cărucioarelor de cumpărături. Pentru a ne proteja, ar fi indicat să purtăm mănuși de protecție și să ne dezinfectăm mâinile după ce le-am folosit. Butoanele automatelor de cafea. Majoritatea oamenilor sunt dependenți de cafea, cele mai folosite în ultimul timp fiind automatele de cafea. Zilnic, oamenii folosesc aceste instrumente deoarece reprezintă o modalitate mai rapidă, neștiind că butoanele acestora sunt pline de microbi și bacterii, fapt ce se datorează numărului mare de atingeri ale butoanelor cu mâinile nedezinfectate. Barele din mijloacele de transport în comun. Milioane de oameni circulă în fiecare zi cu mijloacele de transport în comun. Acestea reprezintă un mediu în care bacteriile și virusii se răspândesc rapid. Oamenii care călătoresc cu mijloacele de transport în comun sunt expuși unui risc de 6 ori mai mare de a se îmbolnăvi decât cei care nu o fac. Bacnotele. Studiile cercetătorilor au arătat că pe majoritatea bacnotelor pot exista mii de tipuri de bacterii, de la cele care provoacă acne până la cele transmise de oamenii care își ling degetele în timp ce numără bacnotele. Poate nu știați, dar bacnotele din plastic sunt mai puțin expuse decât cele din hârtie. Însă, chiar și așa, este recomandat să vă spălați pe mâini după ce le folosiți. Telefonul mobil. În ultima vreme, nenumărate studii au avertizat că telefoanele mobile sunt adevărate focare de infecții. O nouă cercetare a arătat că acestea au și de 18 ori mai multe bacterii decât toaleta. Unul dintre telefoanele analizate în cadrul studiului era atât de contaminat încât proprietarul său ar fi putut suferi oricând o infecție serioasă. A fost găsit inclusiv virusul care cauzează salmonela, E. coli sau stafilococul auriu. În cadrul studiului au fost analizate 30 de telefoane, mai toate depășind niveluri considerat sigur de bacterii.